În ediția din această săptămână a emisiunii Cuvânt de Învățătură vorbim cu preotul Mădălin Bontoș de la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Sighetul Marmației. Tema acestei ediții este Pilda lucrătorilor răi. Preotul Mădălin Bontoș a vorbit și despre semnificația începutului noului an bisericesc. Iubiți credincioși, foarte puțini creștini cunosc faptul că anul bisericesc începe cu data de 1 septembrie și de fapt nu începe cu aceeași dată cu anul civil, adică pe 1 ianuarie. Deși biserica săvârșește în ziua de anul nou, după obicei tedeum, slujba de tedeum, pentru început și pentru întreaga curgere a anului civil, care începe la 1 ianuarie, trebuie știut că faptul că, spre deosebire de anul civil, anul bisericesc începe cu data de 1 septembrie. Data de 1 septembrie, ca început al anului bisericesc, a fost împrumutată de la evrei, care începeau atunci anul civil numit și indictionul, așa cum apare menționat în sinaxarul din Minei, în ziua de 1 septembrie. Cultul creștin, având un caracter mixt iudeo-creștin, și-a însușit această rânduială în cadrele exterioare ale legii vechi. Emisiunea Cuvânt de Învățătură va fi difuzată la TV Sighet sâmbătă de la ora 18 și duminică de la ora 13.